Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Investimâniaș. Intrarea în 2018 ne-a prins într-un moment de euforie fără margini. Creșterea economică pe ultimul trimestru a fost una record, salariile au fost majorate de la 1 ianuarie, iar scenariile guvernanților sunt dintre cele mai optimiste. La ce să ne așteptăm totuși de la anul acesta? Se va repeta criza din anul 2008-2009? Să ne așteptăm la evenimente dramatice sau la o continuare a creșterii economice? Despre toate acestea vom discuta împreună cu invitatul meu de astăzi. Este vorba despre domnul Paul Putnariu, președintele Camerei de Comerț și Industrie. Și mulțumesc foarte mult pentru prezența. Mulțumesc și eu de invitație, bună seara și la mulți ani! La mulți ani pentru anul acesta! Începem anul într-un context, pe de o parte, foarte favorabil, marcat de cifrele de creștere economică de anul trecut, dar și de o serie de, spun analiștii, erori comise de guvernanții actuali, legate, spre exemplu, de majorări nejustificate de salarii, de populism, creșterea deficitului comercial și așa mai departe. Unii analiști pot sau au anticipat cumva pentru perioada următoare, pe termen scurt sau mediu, o eventuală criză economică. Care sunt prognozele dumneavoastră, având în vedere și cifrele de anul trecut și cum arată perspectiva? Bazându-ne pe ceea ce am văzut în statistica anului precedent, putem spune totuși, fără niciun fel de urmă de partipri politic sau ceva de genul populismului, putem spune totuși economia românească a avut o creștere consistentă. Sigur că de acum înainte putem face o analiză, putem vedea ce a crescut și cum a crescut. Pentru că, într-adevăr, specialiștii spun că o creștere bazată pe intensificare a consumului, pe mai multă ardere a consumului, nu este bună pentru o economie. Dă o creștere care nu este sănătoasă. Dar una peste alta, creșterea economică a avut loc, avem o creștere economică care ne poziționează undeva în fruntea țărilor Uniunii Europene. Pe de altă parte, trebuie să fim realiști și oricât am vrea noi, ca oameni de afaceri, să spunem, dole, nu creștem salariile sau le creștem în baza creșterii productivității, așa cum ar trebui să fie, totuși trebuie să fim conștienți că există o presiune salarială deosebită în România. Din două motive. Unu, că într-adevăr salariile în România sunt, dacă vreți, la ora de acum câteva luni, dacă vorbim de acum două luni, erau la circa jumătate din salariul mediu în țările Uniunii Europene de Est. Deci nu ne raportăm aici la Olanda, la Germania, la țările care au salarii foarte, la Luxemburg, de exemplu. Ne raportăm la Polonia, la Ungaria, la Slovacia, salariul nostru mediu era orar, era la jumătate față de acest salariu mediu orar. Și dumneavoastră spuneți că aceste reglaje legate de a ajunge din urmă țările europene se poate face doar prin intervenția statului? Sau că era necesar în acest moment? Presiunea oricum venea. Presiunea oricum venea. Unde credem noi că a fost o intervenție puțin cam abruptă a statului, dacă nu chiar abuzivă, a fost în această stabilire a unui salariu minim, cum să spun eu, fără baze tehnice, fără o bază de calcul real în ceea ce înseamnă productivitatea în România. Dar, pe de altă parte, piața cu siguranță o să absoarbă acest nivel de salarizare, pentru că și mediul de afaceri avea tendința de creștere a salariilor din cele două motive. Primul, am spus, faptul că salariul nostru este sub media europeană mult și atunci oamenii din România preferă să plece să lucreze în alte țări. Și doi, din lipsa unei forțe de muncă specializate sau, mai bine spus, școlarizate, o lipsă de forță de muncă care face ca salariul să fie o armă în recrutarea profesională, în recrutarea de forță de muncă. Deci firmele încep să crească propunerea salarială către angajați pentru a-și menține salariații, pentru a-și școlariza, pentru a-și, upgrada ca și profesionalism. Și atunci nu poți să pleci cu un salariu de 8 lei pe oră atât timp cât un sudor în Italia ia 20 de euro pe oră. N-ai cum. De asta spun, oricum economia noastră avea acest trend de a crește nivelul salarial și s-a văzut în domeniile industriilor creative, acolo salariile au crescut mult mai mult decât în restul economiei. Acum, industriile creative sunt un sector aparte care nu funcționează, în primul rând, e foarte independent de deciziile statului, exceptând faptul că au scutirile aferente pe salarii, dar nu sunt dependenți de infrastructură, nu atât de dependenți de modificările codului fiscal și au și în spate, să spunem, infrastructura unor multinaționale cu o filozofie de business aparte. Dar creșterea salarială în industrie creativă este un exemplu de bună practică. Acolo statul n-a intervenit cu o majorare sau cu stabilirea unui prag salarial, a intervenit cu o facilitate fiscală. Atâta tot. Da?
facilitate fiscală care ar trebui să fie un model de bună practică și pentru alte zone economice, pentru alte zone de activitate. Dacă tot ați atins acest subiect, chiar vreau să vă cer opinia legat de aceste scutiri oferite IT-știlor, pe scurt. Sunt voci care susțin că în acest moment sectorul este atât de prosper încât nu se mai justifică menținerea lor și că poate ar trebui mutate către sectoare mai vulnerabile. Nu știu, părerea mea este că atunci când un lucru merge bine, trebuie să lăsăm să meargă bine. Tocmai încercând să nu gândim așa cum au gândit unii din administratorii guvernamentali în anul 2017. Dom'le, economia românească prosperă, haideți acum să mărim salariile, haideți acum să dăm diverse promisiuni, diverse bonusuri către bugetari, către angajații statului. Gândirea aceasta s-a dovedit că nu este chiar fezabilă și vă explic pe scurt de ce. Și o vedem chiar în zilele acestea, da? Creșterea bazată pe consum, toți suntem de acord că nu este o creștere sănătoasă. Toți cei care avem în față datele și o anumită, eu știu, documentare economică. Nu este sănătoasă pentru că intervine o presiune pe consum. Bunurile acestea de larg consum nu pot fi produse în România instantaneu. Ne adresăm atunci extern, aducem mai multe mărfuri din afară, atât mărfuri agroalimentare, cât și bunuri de uz casnic, cât și bunuri tehnologice. Toate acestea înseamnă o creștere a importului enormă, așa cum s-a văzut. Avem un deficit comercial care va fi foarte mare în comparativ cu anii precedenți. Asta în condițiile în care vom avea cel mai mare export din istoria României. Deci vom avea și cel mai mare deficit comercial din istoria României. Toate acestea creează o presiune pe ce? Pe inflație. Pentru că bunurile acestea aduse în țară, toată lumea dorește să le cumpere, că are salariile mari și își pot permite. O anumită limită în creditare s-a deschis. Se creează această presiune, am văzut-o la sfârșitul anului, pe euro, pentru că importatorii trebuie să-și transforme lei în euro și să cumpere alte produse pe care să le aducă să alimenteze piața, în continuă foame după produse din export. Din, și toată această euforie pe consum, toată aceasta, nu vă reamintește de anul 2008-2009? Ba da, dar încă economia românească cred că totuși nu e chiar în situația aia integrată în economia europeană, pentru că noi trebuie să fim conștienți că la ora aceasta legăturile economiei românești cu economia europeană sunt foarte puternice. Deci o vedeți mai maturizată în acest moment economia românească ca să nu și oamenii de afaceri deraieze spre o criză. Sunt mult mai, spun așa, mai educați, sunt mult mai avertizați de ceea ce s-a întâmplat în anii 2008-2009, iar 2010. Dar revenind, toată această creștere salarială se va răzbuna într-o creștere a inflației, probabil într-o creștere a cursului euro și atunci toate aceste creșteri salariale se vor topi în această creștere de prețuri. Da? Ceea ce ni s-a dat în 2017, datorită inflației și datorită deprecierii cursului euro, riscăm ca mai mult de jumătate, poate chiar tot, să se topească într-o creștere a prețurilor. Rațional era ca pe o perioadă de creștere economică, așa cum a avut România, pe o creștere economică relativ sănătoasă, pentru că noi avem o economie care se dezvoltă sănătos. Era normal să dezvolți investițiile. Dezvoltând investițiile, creșteau afacerile, crescând afacerile, creșteau salariile și abia de atunci oamenii puteau să creeze presiunea pe consum, piața fiind pregătită să producă intern o bună parte din aceste produse. Așa, uitați-vă, ca să vă dau un exemplu, România a ajuns cel mai mare cumpărător de carne de porc din Ungaria. Deci noi suntem țara în care Ungaria exportă cea mai mare cantitate de carne de porc. Suntem țara care avem cel mai mare deficit comercial cu Polonia. Peste 3 miliarde de euro. Bunuri, mare majoritate, sunt bunuri de larg consum. Aducem din Polonia inclusiv produse congelate, inclusiv biscuiți, inclusiv orice vreți vrea să vă imaginați, se aduce din Ungaria, din Polonia și din China. Noi nu avem deficite comerciale cu Marea Britanie, cu Statele Unite, cu Franța. Acolo suntem excedentari pentru că exportăm foarte multe servicii, apropo de IT și apropo de industrie creative, și exportăm, bineînțeles, ceea ce înseamnă domeniul auto, nu doar autoturisme, Dacia și Ford, ci și foarte o bună măsură din piese de schimb, din tot ceea ce înseamnă piese pentru auto. Și atunci avem excedent comercial cu niște țări în care tradițional eram, să spunem, în deficit și avem deficit comercial cu țările din care importăm doar bunuri și alimente. Asta este părerea mea. Lucruri pe care le-am putea produce la noi dacă am fi susținut, să spunem, într-un fel pentru a crește zonele economice acolo unde se pot face astfel de bunuri. Și unde vedeți dumneavoastră în 2018 cele mai mari vulnerabilități? Se spune anul trecut, spre exemplu, de lipsa investițiilor publice,
iată, de lipsa susținerii sectorului privat, acolo unde e nevoie în continuare de infuzie de capital. Unde vedeți cele mai mari scăpări pentru anul acesta, în condiții în care, repet, probabil că creșterea economică, chiar dacă nu în același ritm, se va menține, și anul acesta. Eu cel puțin nu sunt o Casandră, n-aș putea spune că anul 2018 ar putea fi un an de criză, vorbind la nivelul economiei românești. Dacă, ferească Dumnezeu, se întâmplă un eveniment neplăcut în restul lumii, care să atingă economic Uniunea Europeană, da? O catastrofă sau ceea genul ăsta, atunci sigur că datele problemei se pot schimba. Dar cu ceea ce vedem la ora asta, că toată economia Uniunii Europene are un trend de creștere și, în mod deosebit, locomotiva Germania are tendința în continuare de stabilitate, nu cred personal că România, pe general, pe total, economia ar trebui să aibă de suferit, ci, dimpotrivă, să avem o creștere consistentă, poate, într-adevăr, nu la nivelul anului 2017, dar destul de consistentă. Revenind, unde văd vulnerabilități? În primul rând, văd o anumită etapă precedentă unei bule imobiliare. În ceea ce privește, noi dacă ne plângem că nu au fost investiții în anul 2017, ne referim la investițiile publice și la investițiile cu fonduri europene. Dacă vorbim de zona imobiliară, rezidențială și de birouri, acolo investițiile au avut un ritm, aș spune, fabulos în România. Da? Deci piața imobiliară și cea de clădiri pentru birouri este în continuare o piață foarte activă și sper ca 2018 să nu creeze vreo problemă din acest punct de vedere. Credeți că nu ne-a învățat lecția din 2008, acolo unde se vorbeau despre prețuri exagerate pentru piața imobiliară? Probabil că nu ne-a învățat, dar de data asta dezvoltatorii imobiliari sunt mai precauți. Nu mai împrumută bani ca să își construiască imobilele, preferă să meargă pe varianta cu avansuri și din surse relativ proprii sau surse mai sigure, respectiv credite bancare, dar nu în volumul care era în 2008. Deci, din această perspectivă, eu cred că piața imobiliară are o doză de risc și marea majoritate ne dăm seama că, totuși, creșterea de prețuri, mult peste media Uniunii Europene, nu e normală în România. Cel puțin raportat la veniturile noastre. Asta înseamnă, vedeți, și aici este un paradox, că noi tot ne plângem de aceste venituri. Și, într-adevăr, dacă luăm statistic, media veniturilor este, sau ar trebui se reflecte... Pe bază de îndatorare suntem și noi bogați. Păi asta e. Dar vedeți că atunci, în faza asta imobiliară, foarte mulți români, probabil și cei care sunt plecați în străinătate, probabil și cei din țară, își investesc banii în aceste proprietăți imobiliare, cumpărând apartamente, domenii pentru copii, pentru urmași, pentru investiții, pentru chiriași. Iată, Iașu, știți foarte bine, are o piață imobiliară a chiriilor foarte dezvoltată. Este al patrulea oraș în România, ca și piața a chiriilor. Ceea ce nu e puțin lucru, datorită mediului universitar, cel care este, de fapt, motorul economic al unei bune părți din dezvoltarea Iașului. O altă vulnerabilitate, scuzați-mă, probabil că așa, o văd eu în faptul că avem de vreo 2 ani o liniște totală în ceea ce privește accesul fondurilor europene. Și anul acesta n-ar putea nu să fie mai... momentul unui restart, că s-a tot amânat pe diverse motive. De regulă, pe final de etapă, de cei 7 ani cât se pot accesa niște fonduri, doamna Mihal, avem niște reveniri. Atâta timp cât în anul 2016 am avut un guvern de tranziție, un guvern care n-a avut... Bine, tot pe o guvernare PSD până la urmă. Prioritar, dar n-a avut în prioritate fondurile europene. Dar prioritatea pe fonduri europene nu e constantă, nu toate guvernele... Asta încerc să vă spun. Să doar în 2016 n-am văzut o prioritate și o preocupare, cu adevărat. Deci noi nu vorbim aici de declarații, nu vorbim aici că se mai deschide o axă. Vorbim aici de accesul fondurilor, care la ora asta suntem sub 2%, 3% suntem, din care cea mai mare parte a intrat în agricultură. Deci pentru mine este revoltător ce se întâmplă. Repet, în 2016 a fost unde liniște. Unde vedeți aceste blocaje? Strict la autoritățile române care da, nu... Da, trașant, eu vă spun că da, și asta nu o spun. La autoritățile nu de management... După ureche, o spun pe documente, da? N-am fost în stare să numim autorități, să stabilizăm autoritățile de management, să numim managerii la autoritățile de management, șefii, propriu-zis, administrația. Propriu-zis, n-am fost în stare să o numim până anul acesta. De ce e un deficit de personal, de oameni nu, calificați? Părerea mea de... este că... Bun, ăsta este un deficit de personal, am și mai spus-o și în alte situații, în condițiile României în care vedem că nu avem oameni capabili să managerizeze accesibilitatea fondurilor europene, ar trebui să importăm. Nu trebuie să ne fie deloc jenă sau nu trebuie deloc să credem că dacă aducem
specialiști din Polonia, din Germania, din Olanda sau din Franța, da, cred că ne cade nou ceva. Ar putea fi mult mai atenți la cât de transparente sunt poate contractele, adică unde, de ce nu s-a făcut? Vedeți, vedeți dumneavoastră, e și ăsta un leitmotiv. S-a propagat în media și în, poate chiar mentalul nostru, domnule, nu facem altceva decât să furăm fondurile europene. Să facem o distinție între fondurile publice, care alea poate sunt supuse unor tentații, și fondurile private, acolo nu mai fură nimeni. Ce fac? Îmi fur singur bani? Dar n-am luat o razna, ca să spunem așa. Deci, din punctul acesta de vedere, autoritățile de management românești au reușit să facă contracte atât de stufoase și atât cu atât de multe clauze care să împiedice sau să permită controlul fondurilor, încât eu nu mi-ar mai fi așa de frică de deturnarea acestor fonduri. Sigur că în anumite zone pot să existe. Țările Uniunii Europene atunci când s-au absorbit fonduri. Tocmai de asta. Una este să dai înapoi 5% din 99% pe care i-ai luat și alta este să dai înapoi 10% din cei 30-40% pe și care... Și atunci unde vedeți? Că nu-i voință politică sau unde vedeți? Nu este preocupare. În același timp, partea de administrație se încarcă cu atâta birocrație încât își creează singuri probleme. Și toate astea conduc la această lipsă din două perspective. Odată, oamenii de afaceri nu mai au încredere și nu mai au determinarea necesară să acceseze aceste fonduri, iar pe de altă parte, autoritățile de management se îngroapă în birocrație. Această birocrație exagerată conduce la faptul că îți îngreunezi elaborarea și deschiderea tranșelor de acces a fondurilor europene, iar ceea ce se încearcă să se spune la noi că Bruxelles ne spune să facem, să fim răi, nu este adevărat. Vă pun la dispoziție o directivă a Parlamentului European care spune că trebuie simplificată birocrația pentru accesul fondurilor europene și pentru finanțarea proiectelor cu fonduri europene în domeniul infrastructurii. Inclusiv ne spun să rezolvăm problema achizițiilor publice de a simplifica legea pentru a permite deci, să accesăm... Deci, practic, ne facem singur viața mai greu în ce înseamnă accesarea fondurilor europene. Noi trebuie să înțelegem că acești bani sunt bugetați, acești bani sunt la dispoziția României. Nu-i consumă România, ăia la Bruxelles au o problemă. Păi ce faceți acolo? Vine doamna Corina Crețu și întreabă, domnilor, sunteți sănătoși la cap? Cum puteți să nu cheltuiți în atâția ani decât 2%? Când celelalte țări, care să spunem că au fost la fel de leneșe ca și noi, au ajuns de la 10% la 12%. Trecem la o altă temă. Finalul anului trecut a venit cu o veste nu foarte bună pentru cei care au încercat să acceseze și chiar au accesat bani prin programul Startup Nation 2017, respectiv faptul că sunt blocaje în realizarea plăților către ei. Deci cu contracte semnate, tineri care au încercat să-și inițieze un business nou, poate chiar prima afacere din viața lor, s-au văzut în fața unor noi blocaje, pe de o parte din partea Fondului Român de Contragarantare, pe de o parte din partea Guvernului Român, care a blocat niște plăți pe finalul anului trecut. Din nou un semnal, cel puțin mie mi se pare foarte nefericit, în contextul în care a fost un program atât de intens promovat și atât de lăudat, iar pe de altă parte banii ar fi trebuit să existe, din nou reamintind creșterea economică cel puțin din ultimul trimestru din 2017. Ce ne spune o astfel de situație cu câteva mii de români? Ați încercat să fiți dulci acum la început de an când spuneți o situație nefericită. Este o situație dramatică, este o situație revoltătoare, este o situație de clar lipsă de profesionalism și lipsă de respect față de acești oameni, mai tineri sau mai puțin tineri, care au încercat să-și deschidă o afacere bazându-se, aș spune, nu doar pe promisiunile guvernului, ci pe niște documente elaborate de către guvern, foarte clar. În prima proiecția bugetară care a fost făcută, erau suficienți bani pentru a finanța nu știu câte mii de startup-uri, 10.000 sau câte, nu mai rețin exact cifra, dar oricum pe aici erau. Au ajuns la 8.000 și ceva de companii care au beneficiat. După care ne-am trezit cu o reducere bugetară, după care ne s-a spus că la prima rectificare vor fi bani ca să alimentăm din nou finanțarea Startup Nation, n-au mai fost acești bani. Ce să vă spun? Vedeți dumneavoastră, într-un an de creștere economică, în care a avut o creștere economică fabuloasă pentru România, n-a mai avut creșterea asta economică în vremea Răposatului, într-un an în care
Ai avut totul la dispoziție, fiind un guvern care a avut majoritate absolută în Parlament și în toate deciziile tale, ai reușit de așa manieră încât, la sfârșitul anului, să fie nevoie să faci tăieri bugetare pe investiții, pe finanțări de tipul acesta, și asta e tot o investiție, Startup Nation, tot în domeniul investițiilor se cheamă că vin acești bani. Sigur, infuzai către sectorul privat o parte din bani. Pentru că trebuie să te încadrezi într-un deficit bugetar care te încadrează în Uniunea Europeană. Bine, dacă ar fi greu. Doar deficitul bugetar, ne-am putea aștepta ca la începutul acestui an să se deblocheze plățile astfel încât, mă rog, să se reintre pe niște calcule. Deci ei au vrut să-și acopere, n-au făcut plățile la ultimul trimestru, da, ca să se încadreze pe o sumă. Da? Asta înseamnă că e posibil ca anul acesta... Eu cred că da, pentru că totuși avem de-a face cu același guvern, același ministru care a fost chiar aici la Iași personal și a făcut promisiuni în fața oamenilor, încurajând să aplice pentru acest program. A fost care cel este, mai popularizat care program este, al exact, guvernului este, României. Este, cum spunem, programul Fanion al guvernului pe anul 2017-2018. Da? Ori blocajul acesta ne arată, nu știu, spuneți-mi și mie cum ar judeca cum ar judeca un om din afara României. Ai avut cea mai mare creștere economică din ultimii 20 de ani. Ai avut totul la dispoziție. Opoziție, nu, în fine, mă înțelegeți, da, toate avantajele economice, iar tu la sfârșitul anului, ca să ai tăiat toate investițiile, da, iar la sfârșitul anului ajungi în situația în care mai tai și puținul care îl răsasești pentru a te încadra acest deficit bugetar. Păi înseamnă că noi am cheltuit anul acesta năpraznic. Când vor apărea cifrele, probabil că vom cădea pe spate, când vom vedea cât de mult am putut să cheltuim și pe ce. Că nu se vede. În afară de investițiile private în domeniul rezidențial, în rest, alte investiții în România, nu avem nici măcar un centimetru de autostradă anul ăsta, anul trecut, da? Nu avem niciun metru de cale ferată inaugurată anul trecut, poate or fi câteva obiective minore care nu le știm noi, dar în rest investiții vor fi vreo primărie inaugurată, vreun drum comunal terminat, dar în rest, din marile investiții... Și semnalul cel mai rău este că pentru cele aproximativ 10.000 de proiecte semnate s-au depus de 3 ori mai multe proiecte. Asta înseamnă că aproape 30.000 de oameni au făcut efortul să depună un proiect având speranța că la un moment dat vor... Da. Sunt și așa zisele rezerve. Da, ei cei toți care... cred că vor rămâne într-un soi de rezervă vis-a-vis de orice alt proiect cu finanțare de la guvern atunci când vine vorba de anunțarea unui așa de program. Deci impactul acestei, eu știu, nefericite, ca să vă citesc pe dumneavoastră, situații, este dublu. Unu, că nu am investit în mediul privat ce am promis, și doi, este dezamăgirea acestor oameni care au luat o primă lecție de ceea ce înseamnă să ai încredere într-o promisiune și să încerci să devii antreprenor. Dezamăgirea, cred că asta este foarte gravă și foarte dramatică pentru noi, pentru că, în bună măsură, cei peste 10.000 de aplicanți sunt oameni tineri. Facem o scurtă pauză acum și vom reveni la discuția noastră, urmând să dialogăm pe tema infrastructurii de transport din zona Moldovei.